Castelul de la Ogra își are originile în secolul al XVII-lea. Forma sa actuală, datând de la sfârșitul secolului al XVIII-lea și începutul celui al XIX-lea. Domeniul a intrat în posesia familiei Holler în 1609. Această familie își are originile undeva în sudul Tirolului sau în Franconia. Primul reprezentant al familiei ajunge în Transilvania în jurul anului 1526. Membrii familiei au avut un rol important în istoria politică și culturală a Transilvaniei. Oameni politici, fețe bisericești, consilieri ai principelui Transilvaniei, guvernatori ai Transilvaniei, bani ai Croației. Castelul a rămas până în 1949 în proprietatea familiei Holler. După naționalizare, castelul a avut o soartă tristă. Castelul a fost retrocedat familiei, fiind vândut mai târziu, iar din 2011 aici funcționează pensiunea Castel Holler. Intrând în holul principal al castelului, ne întâmpină un tablou al primului Holler care a venit pe aceste meleaguri, Holler István. El a fost cel care a intrat în posesia domeniilor de la Sânt Paul și de la Ogra în 1609. A fost comite suprem al Comitatului de Târnava, consilier al principelui Transilvaniei, fiind trimis în mai multe misiuni diplomatice în străinătate. Pe partea de jos a picturii se vede un castel. Este castelul de la Sânt Paul. Acesta a fost construit de către Holler, început în 1610 și terminat abia în 1674 de către fiul Holler, Ianoș. Din păcate, acest castel nu mai există astăzi. A fost demolat în anii 1760, fiind construit castelul baroc de astăzi, care, din păcate, și el este într-o stare de ruină. Domeniul de la Ogra a devenit reședința uneia dintre liniile familiei Holler, începând cu secolul al XVIII-lea. Primul membru al acestei linii a fost Laszlo. El a fost un reprezentant de seamă al iluminismului transilvan. Un om politic, a fost comite suprem al Comitatului Maramureș, dar și un scriitor. A tradus în limba maghiară una dintre operele iluminismului francez, cartea scriitorului Fénelon, Aventurile lui Telemac. Dar el a fost cel care a creat o bibliotecă aici, în castelul de la Ogra. Din păcate, din această bibliotecă ne-au rămas foarte puține cărți. De fapt, am reușit să identificăm numai 3 volume. Una se află la Oradea, una la Biblioteca Telechi de la Târgu Mureș și un volum aici, la castelul de la Ogra. Este vorba despre opera baronului Pufendorf din 1696. Fiul lui Laszlo, Gabor, a îmbogățit biblioteca tatălui. Scriitorul Cousin Ferenc, când a vizitat castelul de la Ogra, a spus că, de fapt, Holler Gabor este un om jumătate francez, jumătate maghiar. Și, de fapt, că cei care doreau să citească în limba franceză veneau la castelul de la Ogra să împrumute cărți în limba franceză. Cărțile lui au o inscripție pe prima pagină, în limba franceză, L'agrement de mes derniers jours, adică plăcerea ultimilor mele zile. În drum spre etaj o să observați o vitrină cu câteva obiecte personale care au aparținut ultimilor proprietari ai castelului de la Ogra înainte de 1949. Este vorba despre contele Holler István și soția lui, baroneasa Shell Maria Luisa. Holler István a preluat conducerea domeniului în 1922,
iar căsătoria s-a încheiat în 1923. El s-a ținut departe de viața politică, ocupându-se mai mult de administrarea domeniilor. Din păcate, cei doi au trebuit să vadă distrugerea domeniilor de la Sânt Paul și de la Ogra în al doilea război mondial, în 1944-1945, și, desigur, naționalizarea acestora în 1949. După 1949, ei au fost în domiciliu obligatoriu, iar în 1968 au emigrat în Germania. În această vitrină puteți să observați câteva obiecte care au aparținut cuplului. Fotografii, o pereche de ochelari sau, de exemplu, un meneu din 1948, când s-a celebrat căsătoria fiicei lor, Ilona, cu învățătorul din sat, Hormat Ferenc. Totodată, pe pereți o să vedeți câteva fotografii. Aceste fotografii sunt făcute în 2006, înaintea începerii lucrărilor de restaurare la castel. Urcând spre etaj, o să observați blazonul familiei Holler. Blazonul provine din anul 1455, desigur, din spațiul german. Totodată trebuie să menționăm că linia familiei care s-a stabilit în Transilvania a fost ridicată la rangul de baron în 1699 și a fost conferită titlul de conte în 1713. Ajungând la etaj, observăm trei portrete. Porcuții Anna Mario, prima soție a lui Holler István, fondatorul acestei linii de la Sânt Paul și Ogra, și soră și frate, Holler Antonio și Holler György Junior. El a fost cel care a unificat domeniile de la Sânt Paul și Ogra după 1875. A luat de soție o contesă Bethlen Ilona, care a fost sora lui Bethlen István. Bethlen István devenind prim-ministru al Ungariei între 1921-1931. El s-a ocupat de administrația domeniilor de la Sânt Paul și Ogra până în 1922, când a cedat domeniile fiului Holler István, care a fost ultimul proprietar până în 1949. Intrând în sala mare, o să observăm plafonul și vitraliile care au fost refăcute după cele originale. Totodată avem două portrete. Pe partea dreaptă, baroneasa Daniel Jofia, care a fost soția contelui Holleranos, guvernator al Transilvaniei. Ea a fost una dintre marile doamne ale secolului al XVIII-lea transilvan. Împreună cu soțul au fost printre binefăcătorii unor instituții de învățământ romano-catolice și ai unor ordine religioase catolice, ca de exemplu iezuiții, franciscanii sau piariștii. Pe partea stângă se află portretul lui Holler Gábor, general în armata transilvană, desigur, om politic. El a fost de câteva ori numit inspector al orașului Târgu Mureș, astfel având un rol foarte important în dezvoltarea orașului Târgu Mureș în secolul al XVIII-lea. A încheiat o căsătorie strălucită cu contesa Groșolkovici Anna Mario, fiica unuia dintre cei mai influenți politicieni din regatul Ungariei, contele Groșolkovici Antal. Împăratul Iosif al II-lea, după o vizită în Transilvania în 1773, a spus despre contele Holler că de fapt acesta și-a datorat cariera politică nu neapărat talentului, ci influenței soției. Probabil că nu a fost prea departe de adevăr.
Continuând seria portretelor pe care le puteți admira la castel, ajungem la portretul unui alt Haller Gabor, care la începutul secolului al XVIII-lea a participat la războiul pornit de către principele Rákóczi Ferenc al II-lea împotriva Habsburgilor, el alăturându-se taberei curuților. Însă după 1711 devine asesor la tabla regală a Transilvaniei. Moare foarte tânăr, dar opera lui, să spunem așa, va fi continuată de către soție. Soția, contesa Károly Klára, a fost fiica contelui Károly Sándor, un general al curuților. Ea nu numai că a continuat educația copiilor, dar a continuat și administrația domeniilor de una singură. Celelalte două portrete reprezintă soț și soție, contesa Cornișcota și Haller János. Haller János, consilier al principelui Opofi, după un anumit timp a intrat în conflict cu principele. Ajungând la închisoare, începe să scrie. După ce a reintrat în grația principelui, va îndeplini misiuni diplomatice la Viena. Iar în administrația habsburgică a Transilvaniei, el va deveni primul tezaurar. Pretutindeni în castel, veți vedea piese originale de mobilier care provin atât din castelul de la Ogra, cât și din cel de la Sânt Paul. Dacă doriți să retrăiți ceva din atmosfera încăperilor rezervate doamnelor din familie, vă rog să mă urmați! Dacă doriți să vedeți cea mai veche parte a castelului, trebuie să veniți jos în pivniță. În opinia istoricilor de artă, aici s-au păstrat elemente din prima clădire construită în secolul al XVII-lea. Astăzi, aici sunt organizate evenimente mai speciale, ca de exemplu degustări de vinuri.